дай бог, уже, слава богу, выбрали правительство новое, и я как бы думаю, что с этим что-то решится, с пенсиями, со всеми делами, то есть... Avem o petiție prin care mulțumim Guvernul României pentru tot ajutorul care ne l-a oferit. Recunoști despre reparația grădiniților, microbuze, școlare, burse pentru ambulanțe. Cum crezi dumneavoastră? Trebuie să mulțumim Guvernul României sau nu? Trebuie să mulțumim. Da. Da. Nu mi-a zis că le cup. Да. Ну, за любую помощь надо благодарить. Без... Да, конечно, можно. И сейчас, а ты, Марок, бенли кубин сваш, ну? У меня что? А шо зак ё? Черем четацене романы, прин конституция романии, ш черем элиберари актилу романиш, тим декурс дизечи зили. Аку маштиц к фарти молцы ш фак четацене романя, ск дар о фак прин процедура ди родогандири. De exemplu, germanilor le era asigurat cetățenie germană prin Constituția din 1949. Și ei dacă treceau zidul Berlinului, primeau în decurs de 10 zile actele. Noi dacă trecem în România, de exemplu, nu primim actele românești. Procedura e procedura. Exact. De asemenea, cerem pensia minimă română de 3500 lei pentru toți pensionarii de la noi din țară. Alocațiile sociale pentru copii, invalizi, șomeri, vedeți aici care sunt plățele, deci sunt de 2-3 ori mai mari decât la noi în Republica Moldova. Ce părere aveți față de această scrisoare? Este o idee bună? Doriți să lăsați o semnătură? N-aș zica și e așa, dar eu știu în tot cazul cum. Totuși și să faci, să faci spre ei, nu? Așa mă gândesc eu. Exact. Cred că și spre ei. Sunteți de acord și cu reunificarea României? Alt cale nu. Alt cale nu există. Totodată petiționăm pentru reunificarea României pe baza reunificării Germaniei din septembrie 1990. Astfel, până la reunificare, un german când trecea zidul la Berlin, prinea automat cetățenie prin Constituție până la reunificare. Și noi dorim să petiționăm România, să schimbăm Constituția României, ca toți basarabenii să prinească cetățenie română prin Constituția României. Aceasta să se facă automat, să nu fie ca prin redobândire să așteptăm 3-4 ani. În Germania se eliberau actele în decurs de 10 zile și la fel petiționăm România ca eliberarea actelor românești să se facă în decurs de 10 zile pentru toți basarabenii.